noi venim cu anumite drepturi divine la naștere în bani. Fiecare are ceva scris acolo, în interiorul său. Și atunci. Se văd chestiile astea și în diagramă și în hartă. Exact. Există anumite caracteristici în diagrama noastră care creează potențial energetic pentru a avea prosperitate. Unul dintre ele este fiți centru ego. Centru ego, în momentul în care este definit, el îți dă o energie de a te motiva, o energie în pulsiuni care te motivează să faci acele lucruri pe care ți le dorești. Deci, dacă dorințele tale sunt clare, ego-ul tău îți dă energie exprimată prin motivație de a manifesta acele dorințe, de a materializa, de a aduce în lumea materială acele dorințe. Este cât se poate de simplu. Dacă ai centrul ego-ului definit, ți este clar care sunt acele dorințe care sunt pentru tine. Dacă nu ai acel centru ego definit, nu ți este clar care sunt acele dorințe care sunt pentru tine, ele fluctuează, se schimbă. Dacă nu ți este clar ce îți dorești, nu ai motivația necesară să faci lucrul, că nu știi dacă îți dorești real acel lucru sau nu. Dacă nu ai motivația, începi să ai dubii legate de meritozitatea ta și în momentul ăla începem să transferăm valoarea noastră de sine asupra celorlalți. Ăla este momentul în care tu nu mai ești capabil să înțelegi că ea nu este schimbabilă, valoarea ta de sine, și începi să-ți pui dubiile despre ceea ce meriți în această viață, inclusiv bani. Cum pot să-mi demonstrez eu că merit bani dacă eu consider că meritozitatea mea mi este dată de părerea celorlalți despre mine? Ego-ul nedefinit, deci tot ce am descris mai devreme, energia aceasta flexibilă a unui ego nedefinit, vine cu o lecție. Noi în Human Design învățăm lecțiile cele mai importante din centrii noștri nedefiniți, aceea de a privi detașat energia din centrul respectiv. Nu este un canal fix prin care se creează contextul dorinței. Este un canal flexibil. Pot să observ și să mă inspir de la ceilalți oameni care sunt acele dorințe care în interiorul meu îmi activează autoritatea. Depinde cum lucrezi cu ea. Dacă înveți, apropo de ce am zis mai devreme, îți înveți lecțiile, bine. Nu îți înveți lecțiile și începi să funcționezi pe această energie de umbră a ego-ului nedefinit,